Chiar dacă nu ninge, deși suntem în a doua jumătate a lui ianuarie, edilii din Vețel sunt pregătiți și de venirea iernii, care este una destul de grea în satele de munte ale comunei. Dar reprezentanții administrației de aici nu se tem de posibile precipitații masive. Avem în dotarea comunei două utilaje care au accesorile necesare pentru depărtarea zăpezii. Avem un contract cu număr de persoane, de forțe speciale care intervin pe lângă aceste utilaje. Avem materialele antiderapante pregătite, depozitate în locurile cheie și convenții cu furnizorii de materiale antiderapante în caz că depășim ca necesar cantitatea care noi avem procurată la ora actuală. Totodată și cei care trăiesc în zonele montane ale Vețelului sunt obișnuiți cu condițiile de viață mai aspre de acolo și pentru a preîntâmpina unele aspecte neplăcute pe care le poate produce iarna și-au făcut provizii cu cele necesare din timp. Și, deși pare paradoxal, la Vețel sunt așteptate precipitațiile, ținându-se cont că, indiferent de apropierea de Deva, ne aflăm într-o localitate rurală. Având în vedere că suntem într-o comună, deci la țară, unde totuși activitatea oamenilor în proporție foarte mare e agricultura. Ne bucurăm mult să vină iarna pentru că există o secetă prelungită în nivelul pânzei freatice subterane. Dintr-o informație care am primit-o de la Agenția Meteorologică a scăzut cu peste 1,5 metri. În fântâni se observă o lipsă acută de apă la oameni. Ne bucurăm să vină cu precipitații cât mai multe pentru că ar fi vremea lor. Revenind la precipitații, mai trebuie menționat că primăria comunei Vețel mai are încheiat un contract cu o firmă care, în cazul unor ninsori abundente, poate interveni în rezolvarea transportului la cel mai apropiat doctor al urgențelor medicale.